În contextul creșterii semnificative a numărului de cazuri de COVID-19, se așteaptă un nou val pandemic, al șaselea mai exact, care va atinge apogeul în luna august. Această creștere a determinat recomandarea purtării permanente a măștii de protecție în cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, cu scopul de a limita răspândirea virusului. În momentul de față, 10 gorjeni diagnosticați cu COVID-19 sunt internați în secția de boli infecțioase a Spitalului Județean. În secția de boli infecțioase a Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu avem internați în prezent 9 pacienți diagnosticați cu noul coronavirus. De asemenea, avem un pacient internat pe compartimentul ATI COVID. Conform Direcției de Sănătate Publică Gorj, la data de 8 iulie, numărul cazurilor confirmate de infectare cu COVID-19 se ridică la 11, dintre care 6 persoane vaccinate. Număr rezultate, probe sosite până la data curentă, 203.428. 71 de teste efectuate în intervalul 7-a 7-a 2022, ora 9.30 și 8-a 7-a 2022, ora 9.30, din care RT-PCR 18, 1 pozitiv, 17 negative, antigen rapid 53, 10 rapid pozitive, 43 rapid negative. 11 persoane confirmate COVID-19, din care 6 vaccinate.